Când va fi necazul cel mare care va veni și dacă nu s-ar scurta zilele, nimeni nu ar putea fi mântuit, în acele vremuri nu vei mai zice liderului sau pastorului tău: din nou toarnă în mine 3 ore energie, îmbărbătează-mă din nou, motivează-mă din nou, ești motivatorul meu, pastore, începe! Nu va mai fi o astfel de posibilitate. Biserica înțeleaptă cuvântul lui Dumnezeu. Cei care ne ascultă până la marginile pământului, fiți înțelepți! Astăzi este ziua ta, astăzi! E o dimineață și ai o biserică minunată! Nu fi neînțelept! Umple-te de Duhul Sfânt! Respiră Duhul Sfânt! Duhul suflă și îi auzi vocea! El vine și te umple prin cuvânt, prin biserică, prin pastor. Fii deschis! Fii transparent! Folosește acum acest combustibil, fără rezerve. Este o oportunitate, este o șansă pentru tine. Amin? Amin?